Majorul, aș vrea să cânt, dar nu am timp. Nu am timp, dar probabil că o să fac asta, pentru că la începutul anului ne dorim să arătăm bine, că am vorbit, a venit și Carmen Barcan pe la noi astăzi. Dacă nu ați văzut, trebuie să căutați să vedeți cum să slăbiți și ce meniu ne-a arătat cu paste. Și ne gândim că trebuie să arate și pielea frumos, nu? E bine, am alături un specialist în dermatocosmetică, așa că vom învăța să facem câteva măști din ingrediente naturale pentru un ten frumos. Bună, Teia, bine ai revenit, la mulți ani! Bună dimineața și un an nou fericit! 2024 va fi un an care ne susține și din punct de vedere energetic pe tot ceea ce înseamnă frumusețe și sănătate. Doamne ajută, așa să fie. Ioana este colega noastră aici pe masă. Ce mască ne propui astăzi? Avem o mască de detoxifiere, o mască pe bază de cacao, de apă minerală cu bule, foarte important cu bule, pe bază de castravete și de bicarbonat. O mască care costă pe aplicare 90 de bani și care face miracole. Chiar am aplicat această mască pentru la colega noastră, i-am aplicat-o pe față. Deja simțea așa că pielea... A zis că e rece. Că e rece, exact, exact. Și e foarte simplu de aplicat. Așa arată atunci când, atunci când o avem în castron. La cine ajută mai exact această mască? O să vorbim și despre ingrediente, dar haideți să vorbim un pic de mască, că toți suntem aici în jurul Ioanei și o și vedem aplicată. Suntem după perioada de sărbători. Da. Este o perioadă în care am avut foarte multe excese. Nici nu am dormit destul, nici nu am făcut ceea ce trebuie, adică nici nu am mâncat ceea ce trebuie și ceea ce am mâncat, am mâncat în exces. Toate lucrurile care nu sunt foarte benefice pentru piele și organism ne-au dus în exces. În concluzie, noi trebuie să revenim urgent, să începem anul nou așa cum se cuvine. Da. Deci avem nevoie de o mască pe care atunci când o aplicăm, chiar dacă o singură dată o pui, de obicei ar trebui să o faci cam de 3 ori ca să aducă pielea imediat, aduce la start. Deci de 3 ori pe săptămână. Să facem asta. De 3 ore e suficient să o pui. Dacă o poți ține de 3 ori pe săptămână, foarte bine. Dar e suficient și doar o singură dată, vezi imediat rezultatul. Deci, ce ar trebui să vedem? În primul rând, pielea își devine fermă, pielea devine catifelată, își revine, are dintr-o dată putere, deci știi că pielea cade când ești obosită, practic luptă cu gravitația. Da. Ei, masca conține castravete și am să încep, e o mască care costă 90 de bani, deci îți dai seama ce ingrediente și totuși cât sunt de eficiente. Vrei să vorbim și de ingrediente? Hai, acum? Hai să mergem aici la masă, că le și avem să le vadă și telespectatorii și eventual să-și noteze rețeta. Exact. Bun. Să începem cu sucul de castravete. Avem aici suc de castravete. Eu, mie îmi place întotdeauna când fac ceva legat de castravete, să-l fac, să-l pun și în centrifugă, deci să scot sucul de castravete, ce rămâne, îl dai pe gât imediat și cu asta și încep ziua, da? Sau îl bag în blender, în așa fel încât încât să fie un pic mai viscos. Adică eu reglez viscozitatea măștii din cele două forme de folosire a castravetelui și așa se face că aici am o parte mai lichidă, iar aici am o parte mai viscoasă. Mai viscoasă. Exact. Nu vreau să mergem mai departe, aș vrea să ne spui ce beneficii are acest suc de castravete. Deci, în primul rând, are vitamina A, B1, vitamina C, vitamina C care este ultra cunoscută pentru proprietățile de anti-aging, dar mai ales coaja castravetului, castravetelui, are o substanță care se numește silice. Așa. Și acea substanță creează fermitate la piele. Deci, întotdeauna când folosim castravetele, îl curățăm bine, cumpărăm unul să fie bio, ca să nu-l punem cu tot felul de substanțe și de lucruri pe care le folosesc, care se folosesc în agricultură chimice. Și îl punem întotdeauna cu tot cu coajă. Perfect. Deci, în primul rând că hidratează, în al doilea rând ajută la exfolierea pielii. Iar castravetele în sine, dacă faci o mască doar pe bază de castravete, pui o cantitate mare de castravete, fiindcă el în sine este hidratant. Iar dacă vrei să aduci hidratare într-o altă mască, pui un pic de castravete pentru că este adaus de hidratare. Orice faci cu castravetele, 95% apă, este hidratare, hidratare, hidratare. Așa facem. Tea, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să ne prezinti celelalte ingrediente. Cacao. Da. Cacao este foarte bun pentru exfoliere. Ce? Cacao are o experiență de viață foarte puternică pentru că atunci când ajunge la tine boaba de cafea, deja a trecut prăjire, deja a trecut o grămadă de lucruri și atunci îți ajută foarte mult la exfoliere, culmea cacao și te ajută foarte mult în hidratarea pielii. O să merg mai departe cu restul de ingrediente ca să le pot uni între ele. Da. Bicarbonatul este, nu am cuvinte să vorbesc despre istoricul bicarbonatului, în 1930 deja s-a știut că el este bun atât în
medicină cât și în piele, drept pentru care atunci când îl pui într-o mască, îți ajută și la exfoliere, ajută, îndepărtează toate petele, dar mai ales igienizează, face, este impropriu un pic spus igienizare, dar dacă ai pielea grasă, dacă ai pielea iritată, ajută foarte, foarte mult la echilibrarea pH-ului. Perfect, asta e bine de ținut minte, dacă ai piele uscată poți să-ți faci masca asta. Da, este foarte bine, da? Dar pui doar un pic de bicarbonat. Mai puțin bicarbonat. Dacă ai piele grasă, pui mai mult. Am înțeles. Te joci cu ingredientele. Perfect. Hai să le și... Dar mai avem și apa minerală. Asta, aici am văzut, dar chiar voiam să te întreb, că nu știam dacă e apă de cocos, apă minerală. Da, da. Apa minerală, da, care are pH-ul de 5,5, da, se știe că acesta este pH-ul pielii. Și ce și face? De aceea, înainte exact de a face, înainte de a pune această mască, te speli bine pe față cu apă, cu apă minerală. Apă minerală rece, da, da, după care umpli un bol cu apă minerală, pui, ții respirația cât poți, ții apa, ții pur și simplu fața în apă cât poți tu de mult, da, după care tapotezi pielea cu niște șervețele și aplici, aplici masca. Deci apa aceasta, pentru că are pH-ul de 5,5, pune în mișcare terminațiunile nervoase, ajută pielea și venele, deci sângele se pompează altfel în vene și pielea va fi extrem de receptivă la această mască. Există vreo contraindicație, cineva care nu ar trebui să-și facă această mască? Nu, nu există, nu, așa, deci ceva. Deci nu există. Tăia, îți mulțumim tare, tare mult, o bucurie să ne revedem și da, te așteptăm și cu alte măști din ingrediente naturale.